Trecând peste neajunsurile provocate de pandemie și de seceta extremă care s-a instalat în unele zone ale țării și a produs, a cauzat, să zic așa, pierderi însemnate fermierilor, principala preocupare a fost aceea de a elabora programul național strategic, iar spre sfârșitul anului a venit și acea oportunitate în care puteam să prindem în programul național de reziliență și relansare unele dintre proiectele noastre. Am avut runde de întâlniri cu tot ceea ce înseamnă mediul asociativ și am analizat împreună rezultatele analizei SWOT și analizei nevoilor pe care le-am comunicat Bruselului. Așteptăm observații la cea de-a doua variantă a analizei nevoilor, pentru că pe această analiză a nevoilor noi va trebui să, sau în funcție de ea, va trebui să creionăm principalele linii de finanțare perioada 2021-2027. Acest program național strategic, în forma finală, va trebui să-l avem la finele lui noiembrie, să trimitem la Comisie, astfel încât în perioada anului 2022 să putem pregăti lucrurile în așa fel încât din 2023, de când începe efectiv programul național strategic, banii să fie absorbiți. Trebuie știut că discutăm aici de o sumă de 21,5 miliarde euro, din care plăți directe, deci plăți pentru suprafețe sau pentru număr de animale, 13,6 miliarde. Apoi, sigur, sunt alocate pentru măsurile de piață 363,5 milioane euro, intervenții sectoriale, și 6,9 miliarde euro alocate pentru dezvoltare rurală. Sigur, la toate acestea se adaugă această facilitate Next Generation în valoare de 700 de milioane de euro. În perioada aceasta, până la finele lui februarie, va trebui să definitivăm programul pentru perioada de tranziție. Perioada de tranziție de data aceasta va fi de 2 ani, 2021-2022. Pentru această perioadă de tranziție sunt alocați 6 miliarde euro din cei 21,5 miliarde pentru toată perioada. Normal că și în această perioadă de tranziție vom prinde acele măsuri care au fost și până acum, dar care se vor regăsi și pentru viitorul program național strategic. Măsuri care reies practic din analiza nevoilor. Și aici m-aș referi foarte pe scurt. Vă rog, vă ascult. Avem un deficit al balanței comerciale foarte mare, de 1,3 miliarde euro în 2019. Asta înseamnă că facilitățile de depozitare și procesare va trebui să le finanțăm mai consistent. Apoi, avem și noi aceeași problemă care are toată Europa în ceea ce privește îmbătrânirea fermierilor și a celor care activează în agricultură și abandonul zonei rurale. Și aici va trebui să finanțăm toate programele de instalare a tinerilor fermieri și cele aferente acestora, astfel încât cei care odată se instalează să se consolideze și să rămână în această activitate. Apoi, trebuie să consolidăm fermele. Suntem țara cu cele mai numeroase ferme, pentru că, sigur, la noi sunt numărate la ferme și cele aproape 790.000 de gospodării sau ferme de subzistență. Va trebui, într-un proces accelerat, toți cei care doresc să devină ferme comerciale, ferme familiale care se reziste pe piață, să îi ajutăm ca până la finele 2027 să se realizeze acest lucru. Deci, practic, numărul fermelor va scădea, dar ele vor fi mult mai consolidate, vor deveni niște ferme comerciale. Apoi avem o problemă reală cu piața. Atât cu piața locală, prea puțin dintre producători reușesc să-și valorifice produsele pe piața locală, dar în general această problemă a asocierii celor mici care nu reușesc întotdeauna să aibă o putere de negociere mare, nici atunci când cumpără input-uri, dar nici când își vând producția, astfel încât să o vândă toată și la prețuri avantajoase. Aici va trebui foarte mult să stimulăm și stimulăm în continuare apariția cooperativelor și dăm facilități pentru ca cei mici să intre în aceste cooperative și să-și poată valorifica munca. Sigur, este o prioritate învățământul profesional pentru că este cunoscut forța de muncă calificată și responsabilă și în agricultură ca și în alte domenii este un lucru foarte important și aici avem niște măsuri concrete de a sprijini învățământul liceal și profesional dual într-un parteneriat cu autoritățile publice locale, dar și cu fermierii. Iar o parte din finanțarea pentru
acest învățământ profesional, o să prindem un nou program național de reziliență și relansare, astfel încât să venim cu ceva în plus față de ceea ce primesc aceste școli de la Ministerul Învățământului. Sigur, ar fi multe priorități, dar eu vi le-am enumerat doar pe câteva dintre ele. Mulțumim că ați trecut în revistă aceste priorități. Eu am două întrebări și dacă și Florian Ciolacu vrea să adreseze o întrebare sau mai multe. Foarte scurt, din punctul meu de vedere, vreau să vă întreb. Planul Național de Reziliență, știu că includea inițial construirea de depozite și de pentru fermieri și pentru legumicultori și dezvoltarea sistemului de irigații. Vor rămâne, credeți, aceste obiective în noul plan, să-l numesc așa, care are niște axe de dezvoltare? Și doi, v-aș vrea să ne răspunde și unei întrebări, să spunem, de actualitate, pentru că văd că o parte dintre agricultori sunt îngrijorați de bugetul Ministerului Agriculturii. Până la urmă, el include zona aceasta de despăgubiri pentru secetă, cea de anul trecut, câteva repere vis-a-vis să le dați. Da, să știți că și eu sunt foarte îngrijorat de bugetul agriculturii și orice ministru responsabil trebuie să fie îngrijorat de bugetul ministerului. Nu este încă definitivat, el va fi atât cât este posibil. Eu le reamintesc că fermierilor că și anul trecut am pornit cu un buget inițial mult mai mic, după care la fiecare rectificare am reușit, sigur, să-l suplimentăm astfel încât să acoperim aproape toate nevoile pe care le-am avut. Atât despăgubiri la secetă, cât și despăgubiri consistente, zic eu, pentru pierderile înregistrate datorită evoluției COVID. Deci, anul acesta vom porni exact cu bugetul care o să-l primim. Ideea este să-l drămuim cât mai bine ca banii alocați agriculturii să aibă efect. Legat de Programul Național de Reziliență, sigur că noi avem două proiecte pe care le-am lansat anul trecut și anume acela de gestionare apei. Deci nu despre irigații discutăm aici, pentru că dacă discutăm despre irigații, ne trimite la Programul Național Strategic, acele 21 de miliarde. Ori eu am spus tot timpul că orice stat normal, când are o asemenea oportunitate, trebuie să aibă o strategie de gestionare a apei. Și vreau să reamintesc celor care ne ascultă că acum două săptămâni apa a fost listată la bursă și că acum două săptămâni Istanbulul a anunțat că mai are apă pentru 42 de zile. Și că zona Mării Negre, din care face parte Dobrogea, sudul Moldovei și nord-estul Olteniei, este într-un proces de deșertificare. Și că în ultimii 40 de ani, rezerva de apă din sol în acea zonă scade constant. Deci anul trecut s-au văzut în mod negativ consecințele secetei pentru că nu a plouat aproape deloc. Dar dacă discutăm despre rezerve de apă din sol în acea zonă, în ultimii 40 de ani acestea au scăzut constant. Și atunci eu am spus că trebuie să avem un sistem de gestionare a apei, astfel încât să reușim să captăm, să utilizăm fiecare picătură de apă care o avem la dispoziție, începând de la zăpada care se topește și la toate apele de suprafață, să captăm această apă, să o transportăm cu pierderi cât mai mici, să o utilizăm folosind apă cât mai puțină, dar și energie cât mai puțină și, dacă se poate, energie verde. Deci, în așa fel trebuie îmbrăcat acest program, împreună cu cei de la mediu care gestionează apa potabilă și apele reziduale, ca acest program să aibă șanse să fie finanțat. Dacă discutăm doar despre irigații, nu aveam nicio șansă să prindem niciun ban pentru că eram trimis în Programul Național Strategic. Deci asta este concepția noastră și așa scriem acest program de gestionare a apei. De acord. Celălalt program, care se referă la depozite, era oportunitatea și este oportunitatea să facem o rețea de depozite. Pentru că trebuie știut și cei care ne ascultă știm, în țară sunt foarte multe depozite, mai mici sau mai mari, fie ale producătorilor, ale procesatorilor, fie ale cooperativelor, dar noi am dorit să legăm într-o rețea de depozite unde și de comercializare și de distribuție a produselor românești, pentru că am văzut că există pe piață o cerere tot mai mare pentru produsele românești și am vrut să creăm această rețea în jurul a 8 depozite regionale, care să le construim din acești bani. Cu dublu scop. Pe de o parte, în aceste depozite regionale să fie păstrată rezerva națională, astfel puteam atrage banii din reziliență, pentru că discutam despre reziliență și despre securitate alimentară, dar tot
în aceste 8 mari depozite, care practic vor fi sau trebuie să fie niște centre logistice, să fie prinsă în această rețea cu toate depozitele care acum sunt și care o să fie construite pe viitor, pentru că noi și în programul național de strategic și în acest program de 2 ani de zile de tranziție am prins sume consistente pentru tot ce înseamnă depozitare și procesare. Deci așa am gândit cele două proiecte. Dar în programul național de reziliență vrem să introducem și proiecte mai mici, cele legate, de exemplu, de dezvoltarea cooperativelor și apariția lor, deci finanțarea apariției cooperativelor, cât și învățământul profesional. Deci mergem și cu proiecte mai mici, pentru că banii aceștia trebuie cheltuiți până în 2026 și ideea este ca toate proiectele gândite să fie finalizate până în august 2026. Astfel banii se pierd. Mulțumim. O întrebare sau o temă pe care vreau să o pun în dezbatere, domnul Florian Ciolacu, vă rog, vă ascultăm. Îi mulțumesc, domnului ministru, pentru că este alături de fermieri în această emisiune. Vreau doar să spun că bugetul pentru agricultură, nu bugetul ministerului, bugetul pentru agricultură trebuie privit și toți fermierii gândesc lucrul ăsta ca o integrare a tuturor sumelor care ajung la fermier, trebuie să ajungă la fermier, fie că ei vin din bugetul național, fie că vin din plan național strategic, prin plan național strategic din bugetul comun european, fie că vin prin PNRR din buget european. Cred că o concluzie pe care o transmitem domnului ministru după dezbaterea de astăzi și în continuarea sesiunilor la care dânsul participă la nivel regional este a plecare asta către problemele la nivelul fiecărei regiuni. România are un potențial extraordinar în agricultură. Domnul ministru gestionează un domeniu care în guvern trebuie văzut și impus ca un domeniu de dezvoltare strategic și atunci dimensiunea regională cu problemele, cu modelele, cu temele pe care le sesizează fermierii, agricultorii de la nivel regional, prin domnul ministru către guvern cumva să ajungă să fie impuse ca teme de dezvoltare strategică a României. Da, eu mai am doar o ultimă întrebare, domnule ministru, care vine din asistența noastră, din public, să spun așa. Credeți că va fi nevoie de asistența Uniunii Europene pentru elaborarea unor proiecte care să aibă legătură, să fie în concordanță cu normele de mediu și normele digitale? Se referă, cred, întrebarea la acest plan național de redresare și reziliență. Așadar, veți merge și pe asistența Uniunii Europene sau veți rezolva și veți crea proiectele în interior aici, inclusiv în dialog cu organizațiile profesionale? Vă rog, vă ascultăm și noi, vă mulțumim. Noi lucrăm și acum în consultare cu Comisia Europeană. Avem proiecte care le avem în derulare cu Banca Mondială ca să fundamentăm ceea ce noi dorim să prindem în programul național strategic, dar și în programul național de relansare și de reziliență. Erau niște proiecte care le-am găsit în curs de desfășurare și le-am focusat exact pe nevoile pe care le aveam atunci când elaborăm aceste acte, aceste documente. Sigur, speranța noastră este ca toți banii, pentru că asta este important, toți banii, că vin din PNS, că vin PNRR, să putem absorbi. Pentru că, din ce am înțeles, proiectele nu trebuie să se suprapună deloc, trebuie să aibă doar complementaritate și de aici trebuie să avem grijă ceea ce gândim pentru Programul Național de Reziliență și Relansare, astfel încât să putem atrage toți banii. Asta e în primul. Pentru că, exact cum a spus și domnul Florian Ciolacu, trebuie să ne bazăm în primul rând pe banii pe care îi putem atrage atât din PNRR cât și din PNS, pentru că banii de la buget vor fi atât cât sunt. Am trecut peste o perioadă grea, este un an greu, cu consecințe economice, iar banii de la buget sunt atât cât sunt. Mai am promit chiar o ultimă întrebare, dar este din public, de la doamna profesor Roxana Pătrălăgeanu. Întreabă, de ce limităm totuși, sau limitați dumneavoastră, Ministerul Sprijinirea Învățământului până la nivel liceal? E o gândire care ar putea să meargă cu sprijinirea și către învățământul universitar sau deocamdată nu? Și vă mulțumesc. Noi nu limităm. Deci anul trecut am găsit aici o lege sau un ordin prin care ministerul cofinanța, sigur, sumele sunt infime, cofinanța învățământul agricol. Și toate banii nu o să ajungă. Banii de la
Ministerul Învățământului sunt cât sunt, știm cu toții. Eu am îndrumat ca din totdeauna și în 2012, când eram în Comisia de Învățământ, am îndrumat formele de învățământ profesional sau liceal să facă pasul spre învățământul rural. Pentru că este iluzor să crezi că vei avea bani să dotezi laboratoare și ferme și fabrici de procesare doar în scop didactic, în scop, să zic așa, demonstrativ, când peste tot în Europa acest lucru se face în acest parteneriat dual, în care elevul, studentul, se duce într-o fermă, într-o fabrică de procesare și lucrează pe facilități și pe tehnologii din 2020, nu din 1965. Fără ca statul să cheltuie nimic. Doar statul aici trebuie să ofere și oferă niște facilități celor care vin în acest contract privind învățământul dual. Statul trebuie să facă doar învățământ, doar partea teoretică, pentru că tot ceea ce înseamnă pregătire practică se poate face la agentul economic. Trebuie să fie doar o relație corectă între agentul economic și sistemul de învățământ. Trebuie să vrea cei din sistemul de învățământ să meargă în fabrici și ferme. Anul acesta am constatat că foarte multe licee nu au dorit să facă acest pas. Sunt foarte multe licee care poartă doar numele de învățământ de liceu agricol, dar în timp, în ultimii 30 de ani, s-au pierdut această tradiție. Nici profesorii, dar nici elevii sau autoritățile publice locale nu mai au interes pentru acest tip de pregătire și atunci trebuie reînviată cumva acest interes. Și Ministerul Agriculturii vine doar să pună umăr. Pe lângă Ministerul Învățământului, care are principala sarcină, să zic așa. Dar eu am spus că toți cei din învățământul agricol care fac pasul spre acest tip de învățământ dual, care este prolific și are rezultate pozitive în Europa, vor fi ajutați de către Ministerul Agriculturii. Vă mulțumim. Noi vrem să-i ajutăm pe cei care doresc să fie ajutați. Nu doar să bifăm. Am înțeles. Vă mulțumim foarte mult pentru această intervenție și pentru prezența dumneavoastră la dezbaterea RFI pe teme agricole. Vă dorim succes în ceea ce faceți. Aveți în față multe teme importante pentru agricultura și societatea românească. A fost alături de noi domnul Adrian Oros, ministrul agriculturii.